Nu știu dacă ați văzut declarația lui Dorinel Munteanu și dacă v-a mirat în vreun fel. A spus Dorinel Munteanu, îi urez succes, în sfârșit domnul Lucescu ajută cu adevărat fotbalul românesc, ne-a reprezentat foarte bine pe unde a fost, dar fizic nu a ajutat deloc fotbalul românesc. Era presiune prea mic. În momentul în care eu scoteam fotbalul românesc la suprafață, el poate că nici nu exista. Sau poate că avea 3 ani. Nu e bine. Lucrurile care le-am făcut cu echipa națională, jucător al echipei naționale, capitan al echipei naționale, cum să spun eu, jucător la Dinamo, calificările în competiții europene, mai departe antrenor al echipei naționale, antrenor la Corvinul Hunedoara, care a dat la Corvinul Hunedoara. Uitați că primul meci al echipei noastre cu Argentina, înainte campionatul din 82, erau 5 jucători de la Corvinul Hunedoara titulari în echipa națională, pe acel meci care l-am pierdut 1-0 cu Maradona și cu Diaz. Adică ce am făcut eu pentru echipa națională, poate nu a văzut toate acele imagini din anii 82-83 cu Belodedici, Lăcătuș și Balint, nu mai știu cine era pe acolo, Klein, Mandone, Rednic, toți jucători tineri, mai departe cu n-am făcut nimic, Răducioiu, Lupescu, Sabou, Nelsu Sabou, Lupu și toți aceștia, chiar n-am făcut nimic? Deci, mai ales el ca antrenor trebuia să-și dea seama de lucrul ăsta. Faptul că, pe urmă, campionatul mondial, din ce am făcut eu pentru Hagi ca să ajungă la campionatul mondial, să fie cel mai bun jucător, el trebuia să fie numărul 1 acolo. Dacă golul acela nu venea de la Anderson, Hagi ar fi fost numărul 1 mondial. Asta cu siguranță, pentru ce a făcut acolo. Și era jucând divizia B la Corvin, la Brescia. Deci astea sunt reperele care trebuie să dea de gândit, nu alte lucruri. Ce să fac? Mai mult nu puteam, decât am făcut, nu puteam să fac. Iar prezența, vă spun că pe jucătorii români care activează în străinătate fac un lucru cu tot deosebit pentru atunci când sunt performeri, atunci când fac performanță. Înseamnă un lucru extraordinar pentru țară. Extraordinar. Fac mai mult decât ambasadorii țărilor respective ca imagine, nu ca activitate efectivă. Deci jucătorii de fotbal sunt reprezintă permanent, reprezintă țara. Ei trebuie să trăiască în acolo unde sunt cu, cum să spun, cu sufletul plin de România. Asta e. Și asta îi poate duce mai departe.